Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În aprilie racii vor fi foarte pripiți, ceea ce va duce la multe greșeli. Este timpul să faci o pauză și să-ți spui ce este cu adevărat important acum pentru tine. Aruncă o privire mai atentă la cei din jurul tău, află cine este prietenul tău, cine este dușmanul tău cine este iubitul tău și pe cine să lași în trecut. Vor fi și oamenii răi care vor să se lase pe cheltuiala ta. Așteaptă-te la oaspeți, dragoste. Viața de familie este în plină desfășurare și necesită constante dezvoltare. În aprilie, ți se vor cere detalii. Fii pregătită pentru resentimentele membrilor gospodăriei. Trebuie să rezolvi o mulțime de probleme. Dacă poți rezolva cu succes toate cazurile, atunci nu le combina cu munca. Întâlnirile cu prietenii sunt, de asemenea, mai bine de lăsate deoparte pentru moment. Relațiile romantice vor decurge fără probleme abia în ultimele zile ale lunii aprilie, iar apoi tu trebuie să ai inițiativa. Aventurile romantice care încep în aprilie riscă să se termine rapid și toate acestea sunt banale din lipsă de timp. Stabilește-ți priorități. Dacă vrei cu adevărat să legitimezi relațiile sau să le îmbunătățești calitatea, va trebui să sacrifici munca și prieteniile. Cineva din mediul înconjurător te va trage într-o situație neplăcută? Gândește-te dacă merită să continue o astfel de relație mai departe. Sănătatea Racii ar trebui să-și monitorizeze starea oaselor și a mușchilor. Acum, Leziunile și bolile de lungă durată ale sistemului musculoscheletic pot te deveni agravate. Nu te supraîncărca cu muncă fizică și sporturi active. Sfatul prietenos al stelelor, mergi la not. Apa va fi salvarea ta. Desigur, nu ar trebui să te aștepți la un rezultat rapid, însă, după câteva luni, vei observa o diferență semnificativă. În aprilie, procedurile de wellness vor avea succes. O idee excelentă de a-ți reface forțele este să vizitezi un sanatoriu sau o clinică de zi. Ai grijă de silueta ta? Vizitează spauri? Decide asupra unei schimbări radicale de imagine. Chiar și schimbările minore îți vor oferi putere morală și fizică. Dacă poți decide asupra unor proceduri serioase cu un cosmetician, atunci 10 aprilie, această zi va fi mai reușită. Banii, în zona ta de lucru, este posibilă confuzia, înșelăciunea și munca de urgență. Dintr-o dată, lucruri care anterior păreau rezolvate ți vor cădea de deasupra capului. Pregătește-te pentru forță majoră, o schimbare bruscă de planuri și sau o călătorie urgentă. S-ar putea să ți se ofere să înlocuiești pe cineva care este mai înalt în poziție decât tine, nu refuza, dar amintește-ți ce ți se cere în întregime. Nu te aștepta la profituri super mari, acum există cheltuieli mari asociate cu afacerea. În plus, riști să intri într-o perioadă de insolvență. Dacă activitatea ta este legată de creativitate, atunci ar trebui să te gândești înainte de a publica o nouă capodoperă. Acum s-ar putea să te găsești într-un mediu greșit și să fii copleșită, cele mai bune zile din aprilie pentru tine vor fi 20. 25-26. Dacă vrei să inovezi în munca ta, atunci trebuie să vii cu ceva mai original și surprinzător. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!